Hai să auzim niște aplauze pentru Iosif Rist! Mula, mula, all of that. Mula, mula, bring you down. Get away from shooter, shooter, shoot you down for the Avem una bucată aviator, una bucată om de servici, cască pe cap, ne urcăm frumos în avion, n-am înțeles unde s-a dus și de ce, dar probabil că era o scenă de război, că nu te urci într-un biplan ca idiotul să te duci la piață. Am înțeles că au fost probleme la alimentare, pentru că dacă pleacă și se neacă, de obicei asta e, prea puțin combustibil. Senzația că trage de o parașută la un moment dat sau că încearcă să închide niște geamuri, că e intrat, știi, s-a depresurizat avionul, deși când a pornit părea că bate vântul și îi flutură toate. Da, aici n-am înțeles. Uite-l, mă. Mulțumesc. A supraviețuit, asta e important, finalul. Bravo! Bravo! N-am înțeles câteva aspecte tehnice. Ați avut o problemă de alimentare la decolare. Da, ceva nu funcționa acolo. Da, probleme de alimentare. Da. Vorbim despre un biplan sau un avion cu două motoare? Avion vechi, după vreme. Biplan, nu? Biplan, dacă era plan, deci cozi, aripile erau de pânză. Da, da. Uite, mă, că înțeleg. Da, mă, da. Deci sunteți, erați luptător în primul război mondial. Da. Bă, da, era, jur, era ceva acolo. Complet neantrenat, dar era ceva acolo. Sunetele sunt foarte bune. Sunt foarte bune. Dacă aș avea rugămintea să ne mai arătați ceva, s-ar putea? Nu știu ce preferați. Adică, din ce avem de ales? Păi, FN chestii care pot să fac. Ok, da. Pentru a doua parte a numărului, cam din ce am avea de ales? Păi, de exemplu, își cumpăr un tip o rablă. Așa, deci mașină, da, altceva? A, merge unul la dentist, de exemplu. Dentist, ok. Stai, să vedem ce opțiune avem, da? Pot să fac una cu samuraiul. Un samurai la dentist. Se poate da, un samurai la dentist. Da? Chestie tare. Asta e o chestie nouă pentru mine. O fac. E pentru noi. O fac. Cum, de ce l-am pus să fac asta? Pentru că trebuie încurcat și pus în dificultate. E simplu. Ai două opțiuni. Știu să imit un dentist sau un samurai. Păi fă-le pe amândouă să nu mai pierdem timpul. Samuraiul la dentist. Foarte expresiv. Yeah.
Ce cu carota, mă, zi, știi? Cu carota de-aia, măi. Ăla n-are care, are care, vernă. E mișto momentul meu, aș da, da. Da, mă, da. Serios, e bine. Aia n-am înțeles, a săpat o groapă la un moment dat. Avea o găleată în care a amestecat ceva și după aceea găleata a turnat în gura samuraiului. Nu știu ce mai faci. Pasta, Petru. Pentru plombă? Nu mai e plumb. Ce n-am înțeles eu este de ce samuraiul avea așa o plumbă mare? Păi asta vorbeam cu Mihai și l-am întrebat. Nu l-am întrebat, i-am zis. Acum pregătește plomba. Dar e cam mare. Cred că face un mulaj. Dacă mă întreb, tot trage de materialul ăla, parcă e o cocă. Nu, nu, e plumbă, e plumbă. Ia mulaj. Crede-mă, eu iau un cabine să vă plumb. Mulțumesc! De unde veniți și cu ce vă ocupați? De la Baia Mare. Sunt mecanic. Și cum v-ați descoperit pasiunea asta? Mi-a descoperit alții, nu eu. Adică? Adică am o pasiune așa, mai merg pe munte, mai fac o baie, mai mă duc într-o peșteră, mai merg pe măcasări. Și facem la foc de tabără programul ăsta artistic. Mai cu chitări, cu nu știu ce, și mai fac și eu câte umor așa mai baș. Acum mi-au zis, băi, du-te bă, că eu ai umor, ce stai și ești fraier, că poate ai talent. Am zis, am și eu aici ca fraier. Mulți au venit ca fraier și au câștigat ai umor. Foarte tare omul și montaniar de-al meu. Iau. Părerea mea este că dacă s-ar ocupa la un moment dat cineva serios de ceea ce aveți dumneavoastră și v-ar îndruma, ar fi extrem de posibil să faceți ceva absolut senzațional. Chiar cred că aveți talent în această direcție. Și vă aplaud. Dă-i seama cum și-a repetat el numărul ăsta. Și stă la bere cu băieții și le zice, mamă, și aici vreau să bă pe aia cu... Și aia tot... Spargi, bă! Ce vârstă aveți? 57. Mulți înainte. Mulțumesc. Așa trebuie să fie oamenii la 57. Mi s-a părut un om carismatic, un om cu chef de viață, un om care nu se ia în serios în sensul ăla... Nu știu, greoi așa, știi? Faptul că vă place să faceți treaba asta și o faceți cu atâta naturalețe și cu atâta relaxare, nu știu, mi se pare că e... Spune multe despre dumneavoastră, sunteți un om senin. Mi-ați dat o stare foarte bună și chiar cred că sunteți talentat. Da, felicitări! Mulțumesc, amor! O secundă! Și foarte carismatic! Nu e carismatic, e vesel. Spre deosebire de noi trei, care sunt niște triști, omul ăsta e vesel. Bă, măcar acelui om mi-a păsat. Vin la umor, ce fac? S-a întrebat. Păi am să fac pantomimă, am sunetele aia. Deci l-am și debusolat puțin, mi-a plăcut faza cu dentistul, cumva s-a strâmbat frumos. Păi să-l votăm. Eu am votat.